Veste bună pentru pășcănenii cu probleme financiare. După ce au așteptat cu sufletul la gură să depună dosarele pentru subvențiile la căldură, astăzi s-a dat startul la depunerea cererilor pentru ajutoarele la încălzire. Așadar, dis de dimineață, ghișeul unic din cadrul primăriei Pașcani a fost luat cu asalt de către pășcănenii care vor ajutorul de încălzire și care este acordat din 1 noiembrie timp de 5 luni. Printre pășcăneni se afla și o femeie din Lunca Pașcani, care a spus că fără această subvenție acordată de stat nu s-ar descurca să treacă perioada de iarnă fără să nu facă datorii. Vreți să depuneți dosar pentru subvenție la căldură? Da. Da. Anul trecut ați primit? Da. Ce este? Aveți din câte alocația de stat a copilului. Din câte persoane formate? 3. Cât de necesară e subvenția aceasta? Este necesar. Nu avem altă sursă de bani, trebuie să facem. Este primul an că are soțul șomaj. Câți membri sunteți și care e venit? 3, 4.600.000. Vă încadrați? Da. Una din noutățile din acest an este că nu doar cei care se încălzesc cu gaze naturale și lemne vor beneficia de ajutor, ci și cei care folosesc încălzirea cu energie electrică. Cererile vor putea fi depuse la centrele de primire până la mijlocul lunii viitoare, iar pentru a evita aglomerația, fișele pot fi găsite și la asociațiile de proprietari sau REAGCL, însă pot fi descărcate și de pe site-ul primăriei Pașcani. Ca și acte necesare pentru acordarea ajutorului, cetățenii trebuie să depună cererea împreună cu actele privind componența în familiei, actele privind veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, actele privind locuința, și aici se face o împărțire în cazul proprietarilor. Trebuie depus un contract de vânzare, cumpărare sau donație cu clauză de abitație, uz sau uzufruct viager. În cazul chiriașului, contractul de închiriere autentificat. În cazul persoanei împuternicite, procură de administrare. De asemenea, trebuie să mai depună actele privind bunurile deținute, cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare al autoturismului, după caz, orice alt act. Și trebuie să depună o factură emisă de către furnizorul de energie electrică, gaze naturale. Deoarece în acest an formularul cerere declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială este complicat, într-o ședință de instruire, secretarul Mircea Zuzan a explicat angajaților din primărie și REAGCL care se vor ocupa de primirea și verificarea dosarelor cum să fie completat corect formularul ce cuprinde 15 pagini. Interesul nostru, eu trebuie să fac regulă despre regulile mai de care va lucra direct cu beneficiarii din sistemul centralizat, așa am normalizat oferind dispoziția primarului. Eu vreau de astăzi structura dumneavoastră să funcționeze, a dumneavoastră, în special că aveți ponderea cea mai mare, și ați venit așa anunț la televiziune și la presă, celălalt beneficiar se prezinte la sediu primărie pentru a-și primi, pentru a-și ridica cererea declarației. Pentru că gazul probabil nu înțelegeri că nu au resursă umană pentru a deducia, deși au și ei contracte ca și regia, da? Asta este altă chestiune. Noi vom încheia protocoalele cu câteva instituții publice, ANAF-ul, APIA, Direcția Agricolă, astăzi se discută, iar ai noștri intern vor confirma sau infirma cele declarate de cetățean, să noi mai aducem la ușa noastră aici. Anul trecut au primit ajutor pentru încălzirea locuinței peste 4.000 de familii din municipiu. În acest an, după spusele secretarului, din cauza condițiilor drastice de acordare, numărul beneficiarilor va fi înjumătățit. Principala condiție la acordarea ajutoarelor este ca venitul net pe membru de familie să fie de sub 786 de lei sau 1.082 de lei pentru persoanele singure. Plafonul maxim este valabil în cazul încălzirii centralizate. În celelalte cazuri, venitul până la care se va da subvenție este de 615 lei pe membru de familie. Nu vor beneficia de ajutoare persoanele care au mașini sau motociclete cumpărate în ultimii 10 ani, mai multe clădiri în proprietate, depozite bancare mai mari de 3.000 de lei, ori terenuri de peste 1.000 de metri pătrați. Un nou exercițiu de alarmare pentru pregătirea copiilor în caz de cutremur. În cursul zilei de astăzi, la una dintre cele mai vechi școli din Pașcani, peste 300 de elevi și cadre didactice care se aflau în instituția de învățământ
au participat la simulare de cutremur. În timpul orelor, elevii au fost scoși pe terenul de sport, sub supravegherea profesorilor, după ce au auzit cele 30 de secunde ale clopoțelului, s-au adăpostit sub băncile și catedra din clasă, iar scările și holurile au fost verificate de responsabilul PSI și directorul școlii. Acțiunea a fost organizată la cererea Ministerului Educației în urma deselor seisme care au cutremurat recent Galațiul și zona Vrancei. Întreaga operațiune a fost pusă la cale încă de vineri, când elevii și profesorii au fost instruiți în legătură cu modul de comportare în caz de seism. Astăzi, la școala Iordache Cantacuzino, a avut loc un exercițiu de pregătire a copiilor în vederea protejării în caz de cutremur. Această pregătire a fost făcută în două faze. Vineri a fost o pregătire teoretică, când profesorii diriginți au instruit copiii cu tot ce au de făcut în cazul unui eventual cutremur, iar astăzi facem o aplicație, am făcut o aplicație practică, astfel încât copiii și-au consolidat noțiunile pe care le-au însușit vineri. Consider că a fost un exercițiu practic bun pentru pregătirea copiilor noștri și sperăm ca, Doamne ferește, în caz de o situație neprevăzută, copiii să fie cât de cât pregătiți. De asemenea, aș menționa că le-am spus copiilor și despre rucsacul cu materialele strict necesare în cazul unui cutremur. Au luat cunoștință de acest lucru și sperăm ca ei să-și pregătească acel rucsăcel cu toate materialele necesare pe care să-l aibă acasă, lângă ușă, să fie permanent, să fie pregătit pentru o situație neprevăzută. Școala gimnazială Iordache Cantacuzino a fost dată în folosință în anul 1962, fiind consolidată în anul 1998 prin două clădiri lipite de unitatea de învățământ. Chiar dacă nu a fost reabilitată niciodată, nu face parte din clădirile care să prezinte risc seismic. În momentul de față învață peste 900 de elevi de ciclul primar și gimnazial. Școala Iordache Cantacuzino, Pașcan, a fost construită în anul 1961-63, dată în folosință în 1963. În anul 1998 au fost construite două corpuri de clădire, două extinderi, cum le numim noi, iar în anul 2002 a fost dată în folosință noua sală de sport. În prezent, în acest an școlar, 2013-2014, în școala noastră învață un număr de 904 elevi, din care avem o grupă de preșcolari la locația Ion Creangă, un număr de 18 preșcolari, avem peste 500 de elevi în învățământul primar și peste 350 de elevi în învățământul gimnazial. A fost reabilitată vreodată școala? S-au făcut renovări periodic, dar reabilitare generală nu. În perspectivă urmărim un proiect de reabilitare termică a școlii și de asemenea de înlocuirea tâmplăriei, care este veche din 1993. Inițiativă inedită a unui agent de circulație din Pașcan. Enervat până la culme de nepăsarea autorităților cu privire la problemele din traficul rutier, polițistul Gheorghe Pârloc, care se afla în timpul liber, i-a pus la treabă pe angajații gospodăriei comunale. În această dimineață, înarmat cu o cretă, agentul de la rutieră i-a îndrumat pe muncitori cum să hașureze o parte din șoseaua care trece prin fața școlii Iordache Cantacuzino. Este vorba mai exact despre spațiul dintre cele două sensuri de mers dinspre spital către poștă și invers, unde zilnic erau parcate zeci de autoturisme. Majoritatea celor care încurcau circulația erau din rândul părinților care veneau la sfârșitul programului școlar să-și ia copiii acasă. Soluția este mai mult decât binevenită, întrucât șoferii care treceau prin zona aveau dificultăți în a-i observa pe copiii care ieșeau de la ore și se angajau în traversarea străzii printre mașini. Încercăm să fluidizăm cât putem traficul în zona școlii Iordache Cantacuzino datorită parcărilor neregulamentare repetate, care creează un pericol foarte mare pentru circulația pietonală.
Împreună cu lucrătorii de la Primăria Municipiului Pașcani o să hașurăm toată zona de centru, o zonă marcată cu marcaj pentru interzis, astfel încât niciun autovehicul să mai parcheze pe mijlocul străzii. Avem parcările destul de multe pe lateralul străzii, de parte și de alta, unul în spatele celuilalt autoturism, astfel încât să avem fluidizare maximă în zona aceasta. Agentul șef Gheorghe Pârlog a precizat că mai sunt și alte probleme în traficul rutier din municipiul Pașcani, pe care poliția rutieră va încerca să le rezolve împreună cu cei de la primărie. Probleme ar mai fi, dar în limita posibilităților o să vedem, le luăm punctual pe fiecare, astfel încât să le rezolvăm de cât posibil până la lăsarea iernii. Dacă vine frigul, nu mai putem să vopsim. Zeci de prichindei de la școlile din Pașcani și împrejurime au sărbătorit sâmbătă sărbătoarea recoltei. Nu au lipsit gustosul, must, plăcintele, fructele, legumele, dar și un program de distracție, toate organizate cu dichis de organizatorii de la Academia Celor Mici, un after school deschis de curând în oraș, în clădirea constructorului din zona de an. Am mari emoții pentru că deschidem prima ediție a sărbătorii recoltei pentru copii, am spus noi. Și am înțeles că are impact și poate facem una și pentru adulți. Vreau să vă mulțumesc pentru că, deși ne-am mobilizat într-o săptămână, toate școlile la care am apelat au răspuns prezent și se află aici cu copii. Programul a început de la orele 10, iar deschiderea a fost dată de un grup de micuți de la Școala Generală din Brătești. Îmbrăcați în costume lipovenești, au dansat și au arătat tuturor că sunt mândri de tradiția lor. Vremea rece de afară nu a contat pentru copiii de la școala Lunca, asta pentru că au încălzit atmosfera cu cântece populare moldovenești. Între timp, toată lumea a primit must, plăcinte și colaci. A urmat apoi dansurile populare pregătite în detaliu de ansamblul de la Liceul Tehnologic Valea Seacă, cele care au și încheiat sărbătoarea recoltei la Academia Celor Mici. Ziua recoltei a fost sărbătorită nu doar de cei mari, ci și de zeci de prichindei de la școlile din oraș și împrejurii. Esplanada din orașul Pașcani a fost luminată sâmbătă, începând cu orele 19, de sute de candele. Centrul local Crini a organizat a patra ediție a Festivalului Luminii sub motoul Descoperă frumusețea lucrurilor mărunte. Timp de câteva zeci de minute, pășcănenii au avut parte de o atmosferă de poveste creată în special pentru a-i ajuta să uite de grijile și problemele de zi cu zi. Peste 2000 de gulguțe, așa cum le numesc cercetașii, au fost puse pe esplanadă, iar zeci de oameni s-au oprit pentru a le admira și totodată au luat parte la momentele pregătite de membrii organizației.
Evenimentul a durat 2 ore, în care a fost prezentat un atelier cu fotografii și un program de jonglerii cu focul. Cât se încasează și mai ales cum sunt împărțite sumele strânse din drepturile de autor? Este una dintre întrebările adresate de senatorul Sorin Lazăr în ședința Senatului de astăzi către Oficiul Român pentru Drepturile Omului. Parlamentarul a cerut printr-o interpelare mai multe răspunsuri privind drepturile intelectuale și modul de colectare sau administrare a taxelor Radio TV pe care le plătește aproape orice român. Totodată, senatorul este interesat ce sumă se încasează, pe ce criterii se distribuie și mai ales de ce nu este transparență în sistemul de repartizare a banilor. Această problematică a fost adusă la cunoștință în cursul săptămânii trecute cât într-un grup de inițiativă de toți colecționatori PSD. Au fost adusă la cunoștință de o serie de actori care primesc foarte puțini bani din retransmisia pelicul filmelor, interpretările pe care le-au avut în decursul timpului. Astfel am ajuns să constat o serie de actori care au făcut renume din România, primesc câteva sute de lei pe an, iar alții care sunt de calitate mai îndoielnică primesc de 10 ori mai mult. Ori acest demers are motivația pe care v-am spus-o și sper să aflu răspuns la toate întrebările pe care le-am pus oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Normal, la urmă, finalitatea ar fi ca echitatea să fie aleasă în acest domeniu. Menționăm că numai în anul 2011, potrivit unei statistici, artiștii români au câștigat peste 43 de milioane de lei din drepturile de autor. A încercat să intre în cartea recordurilor ca cel mai important consumator de coniac. Este vorba despre un tânăr din Conțești care a băut într-o noapte numai puțin de un litru de Alexandrion. Băiatul, în vârstă de 19 ani, din comuna Valea Seacă, nu a luat însă în considerare că până și corpul său are o limită, iar la scurt timp, după ce a lăsat sticla de la gură, a căzut inconștient lângă prietenii săi. Ceilalți colegi de pahar au sunat speriați la 112, iar tânărul a fost transportat de urgență cu ambulanță la spitalul din Pașcani. Cadrele medicale au rămas fără cuvinte când au auzit de la ceilalți prieteni ce cantitate de alcool a consumat pacientul și l-au conectat imediat la aparat pentru a stabili cât de gravă este starea acestuia. Din fericire, la câteva ore, teribilistul s-a trezit din beție și după ce au fost administrate mai multe perfuzii, a plecat pe picioarele sale acasă. Sunt tânăr de 18 ani din Conțeș, care după spusele aparținătorilor a consumat aproximativ un litru de coniac și s-a prezentat la noi în comă etanolică, a fost reechilibrat, a fost perfuzat, s-a trezit. După ce toate semnele vitale erau în regulă, a plecat din CPU la domiciliu. Unul din frații Mariei, care a provocat nenumărate scandaluri pe raza municipiului Pașcani, a ajuns pe mâna polițiștilor români după ce a fost extradat de autoritățile din Germania. Cristiana Mariei, în vârstă de 25 de ani, avea emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă după ce, în urmă cu câteva luni, a părăsit judecătoria Pașcani împreună cu fratele său, chiar înainte ca magistrații să se pronunțe dacă va fi arestat pentru infracțiunea de ultraj. În cursul zilei de sâmbătă, bărbatul a fost prezentat instanței, iar ulterior introdus în arestul IPJ Iași. În cadrul activităților desfășurate de polițiștii ieșeni, în colaborare cu autoritățile germane, a fost identificat și extrădat un urmărit internațional de 25 de ani din municipiul Pașcani, care se sustrăgea măsurii arestării preventive sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunurilor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost prezentat instanței și introdus în arest. Tot la sfârșitul săptămânii trecute, un alt pășcănean a fost prins și extrădat de această dată de autoritățile din Italia. În acest caz, este vorba despre un tânăr în vârstă de 20 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de închisoare cu executare de 1 an și 6 luni pentru mai multe infracțiuni de furt calificat. La data de 18 octombrie a fost extradat din Italia și introdus în arestul secției 4 Poliție București un bărbat de 20 de ani din municipiul Pașcani, pe numele căruia a fost emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate de 1 an și 6 luni închisoare pentru comiterea unor infracțiuni de furt calificat din societăți comerciale. Doliu în rândul angajaților primăriei Pașcani, un bărbat care lucra de an bun la întreținerea centralei termice a instituției, a fost găsit decedat de rude în propria locuință.
Din primele informații se pare că Filoș Doru, în vârstă de 59 de ani, a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă din cauza unor probleme cardiace. Șocanta descoperire a fost făcută chiar de către fiul acestuia, care sâmbătă dimineață și-a găsit părintele căzut fără suflare într-o cameră a apartamentului. Cazul nu a fost înregistrat la poliția Pașcani ca moarte suspectă, întrucât medicul a eliberat certificatul constatator al decesului. Corpul neînsuflețit al angajatului primăriei a fost transportat la morga spitalului de urgență, ulterior fiind depus la capela de lângă cimitir. Surpriză neplăcută pentru mai mulți proprietari de autoturisme din municipiul Pașcani. Noaptea trecută, trei tineri din Roman au reușit să spargă mai multe mașini, dintre care au sustras stații de emisie recepție. În jurul orelor 2:20, o patrulă de la Siguranța Publică a oprit în trafic mașina suspecților, iar în momentul în care unul dintre aceștia a fost legitimat, bărbații au luat-o la fugă. Polițiștii au reținut cartea de identitate a uneia dintre ei, domiciliată în municipiul Roman. Tinerii se aflau într-un autoturism Mazda cu numere de Bulgaria, pe care l-au abandonat la scurt timp după ce au fost opriți. În urma verificărilor, agenții au descoperit în mașina acestora trei stații de emisie recepție, unul dintre echipamente provenind de la o auto-utilitară parcată pe strada Moldovei. În celelalte două cazuri se continuă cercetările pentru a se stabili de unde au fost sustrase. Cu ocazia îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au depistat trei persoane ce prezentau un comportament suspect. Polițiștii au efectuat un control asupra autoturismului, ocazie cu care au fost depistate mai multe bunuri susceptibile a proveni din comiterea de infracțiuni. A picat înțelegerea antrenorului Vasile Simionaș cu reprezentanții Clubului Sportiv Municipal din Pașcani. De aproximativ o săptămână, cele două părți au ajuns la un acord comun de încetare a activității antrenorului ieșan la cârmă echipei locale de fotbal. Vasile Simionaș nu a ocupat niciodată funcția de antrenor cu drepturi depline a formației pășcănene CS Cosarom și a fost încadrat ca director tehnic. Potrivit președintelui Bogdan Mandric, acesta a condus antrenamentele începând din luna iulie, însă rezultatele s-au lăsat așteptate. Decizia a fost luată la scurt timp de la insuccesul petrecut cu o etapă în urmă, când CS Cosarom a pierdut în deplasare la cetatea Târgu Neamț. În prezent, Dan Condurache se află în funcția de antrenor principal, ajutat de Romică Văcaru în postura de secund. Venirea lui Vasile Simionaș la Pașcani a făcut parte dintr-un plan de transformare a echipei locale de fotbal în satelitul lui Poliaș, care activează în Liga a doua. Însă, din cauza unor probleme financiare și a timpului foarte scurt de întocmire a actelor necesare, planul a eșuat în ambele situații. În sâmbătă, după jocul cu Târgu Neamț, Consiliul de Administrație de la club s-a reunit împreună cu domnul Simionaș și s-a ajuns la o înțelegere comun acord, încheiem colaborarea cu domnul Simionaș. Probabil în perioada următoare vom încerca să refacem în primul rând jucătorii accidentați care au fost până acum și încercăm până la sfârșitul campionatului să completăm tot ce ne-am propus. Deocamdată am rămas cu cei din localitate, dar m-am dat contract cu antrenorul principal și ajutat de către Romică Văcaru. Mâine vremea va fi însorită. Temperatura maximă va fi de 19 grade, resimțită 19 grade Celsius.